În perioada 1-8 martie, între orele 9 și 23.59, dar și în perioada 11-15 martie, în intervalul orar 8-23.59 și în perioadele 18-22 martie și 25-29 martie, între orele 9 și 23.59, în poligonul Babadag vor avea loc exerciții militare cu muniție de război. Circulația pe drumul județean 222 între localitățile Enisala și Sălcioara va fi restricționată prin amplasarea două bariere, iar tragerile se vor executa fără întrerupere pe intervalul de 60 de minute cu pauze de 15 minute între ele pentru decongestionarea traficului rutier. Pentru rezolvarea unor situații de urgență se va lua legătura în mod obligatoriu cu Centrul Secundar de Pregătire pentru Luptă Babadag la numerele de telefon 0240 562 805. În vederea respectării măsurilor de siguranță a tragerilor pentru buna desfășurare a activităților în perioadele și la intervalele orare mai sus menționate, autoritățile le recomandă șoferilor care tranzitează zona folosită ca alternativă de circulație între localitățile Babadag și Sălcioara, ruta Babadag DN22, localitatea Ceamurlia de Jos, localitatea Jurilovca, DG222, localitatea Sălcioara și retur. Nerespectarea recomandărilor poate duce la consecințe grave de care unitatea militară nu se face răspunzătoare.